destinul meu și al tău. Destinul meu e mâna ta, te-ai dat pentru mine. Cât de bun ești tu.
de preț, Iisus m-a primit. Nu poate lume că pot să sunt numele, Tatăl sunt primit. E tot în mie, e tot în mie, mie. E tot în mie, Iisus Hristos mie. Binecuvântat să fie Dumnezeul nostru, că ne este totul. În cele mai grele momente când ne simțim singuri, este Cel care ne ridică, este Cel care ne sprijinește, ne călăuzește, ne întărește. De aceea, venim cu toți ridicați pe picioare, să cântăm Domnul această cântare care spune astfel. Venim în la prezență cu toți să-ți cântăm. Pentru că Doamne, ai făcut totul pentru mine. Îmi ești totul în viața mea, ești ajutorul meu, ești sprijinul meu, ești tăria mea. De aceea, mă încred în Tine. Și vreau să te laud, vreau să scriu ce ai făcut în viața mea. Te măresc, Doamne, pentru că Tu ai făcut totul, Doamne, ca eu astăzi să am această siguranță, că sunt copilul Tău. Și Tu, Doamne, mi-ești de ajuns în orice problemă a vieții mele. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu ești prezent în viața mea. Cu toți să-ți cântăm un cântec de mărire și venim să ne chinăm. Ne-ai dat o viață nouă să putem să te iubim. Venim cu mulțumire, o Doamne, te iubim. Tu ești toate creații unii, El Sfânt și-ai înviat, e singurul și-ai biruit și mormântul ai lepădat. Tu pe toți te-ai liberat, de la moarte și ne-ai dat libertate să veni, ca prezența ta să fii. Tu ești toată creațiunii, El Sfânt și-ai înviat, e singurul și-ai biruit și mormântul ai lepădat. Tu pe toți te-ai liberat, de la moarte și ne-ai dat libertate să veni, ca prezența ta să fii. Venim în a ta prezență, cu toți să-ți cântăm un cântec de mărire și venim să ne chinăm. Ne-ai dat o viață nouă să putem să te iubim. Venim cu mulțumire, o Doamne, te iubim. Tu ești toată creații unii, El Sfânt și-ai înviat, e singurul ce-ai biruit și mormântul ai lepădat. Tu pe toți te-ai liberat, de la moarte și mi-ai dat libertatea să veni, la prezența ta să fii. Tu ești toate creațiunii, El Sfânt și-ai înviat, e singurul ce-ai să venim, ca prezența ta să fim.
Lăudat să fie împăratul nostru care a murit pentru noi, ca noi să fim în viață prin numele Tău cel Sfânt. Psalmistul spune în Psalmul 65 cu versetul 4 astfel: ferice de cel care alegi Tu și pe care îl primești înaintea Ta ca să locuiască în curțile Tale, ne vom sătura de binecuvântarea casei Tale, de sfințenia templului Tău. Doamne, în bunătatea Ta Tu ne asculți prin minuni, Dumnezeul mântuirii noastre, nădejdea tuturor marginilor îndepărtate ale pământului și mării. Ce mare har pentru noi, dragii mei, să fim în casa Domnului. Psalmistul numește acest lucru ca o binecuvântare. Ferice de cei care alegi să fie în casa Ta. Fără niciun merit, fără nicio faptă pe care să o facem, în care să fim învredniciți să vim în casa Domnului. El, prin dragostea Sa sfântă, a murit pentru noi ca astăzi să avem această siguranță. Mielul sfânt, cel care a înviat din morți, este Domnul și Mântuitorul care ne-a primit în casa Sa, care ne-a înfiat să fim copiii lui Dumnezeu cel preanalt, cel care a făcut cerul și pământul, care să avem această nădejde vie. Da, Doamne, Tu ne asculți prin minuni, nu printr-o coincidență, nu printr-o siguranță așa, o fi, ci Dumnezeul nostru ascultă rugăciunile noastre. El dă vindecare celui bolnav, ridică pe cel care este slab, pe cel care este slăbănoc, pe cel care este neputincios, ridică în picioare și face din el un om puternic. Spui cuvântul Domnului mai departe: Doamne, ne vom sătura de binecuvântarea casei Tale, de sfințenia templului Tău. El care este sursa vieții noastre va împlini orice lipsă a vieții noastre, orice groapă pe care păcatul a căutat să o facă în viața noastră. El va aduce mulțumire în locul nemulțumirii și a cârtirii. El va aduce siguranță în locul necredinței care caută să aducă în viața noastră frică și teamă de ziua de mâine. El va aduce siguranța mântuirii prin sfințenia Sa, pe care păcatul a căutat cu orice pe această săptămână să ne desparte de Dumnezeu, să ne depărteze de Dumnezeu. El în casa Sa ne va sătura de bucurii, ne va binecuvânta sufletul cu siguranța prezenței Sale în viața noastră. Ce mare har, dragii mei! Auzeam ieri un om care a dat câteva milioane de euro ca să ajungă înaintea papei să facă o rugăciune. Și apoi papa, neavând foarte mult timp, a făcut o simplă rugăciune și a plecat. Omul a rămas la fel cu problemele lui și a rămas și fără acel milion de euro. Dar noi astăzi, dragii mei, fără blan și fără plată, spune cuvântul Domnului, am fost hăruiți prin harul Dumnezeu să fim în casa Sa, să gustăm din prezența lui Dumnezeu, să ne bucurăm de cuvântul Său cel Sfânt și să avem această nădejde că ne vom ruga aici pentru cei care sunt bolnavi, pentru cei care sunt plecați în misiune, pentru cei care sunt departe. Și știm că Dumnezeu din cerul Său cel Sfânt va trimite un cuvânt, pentru că în harul Său cel Sfânt, în bunătatea Lui care este fără margini, va da rezolvare, va da sănătate, va da vindecare. Îi mulțumim Domnului, dragii mei, pentru dioasă care sunt toți în casa Domnului. Îi mulțumim Domnului pentru sora Ana de la Mehadea, care a trecut prin ce a trecut săptămâna trecută, dar prin harul Dumnezeu este aici, pentru că Dumnezeu, bunătatea Sa, ne ascultă prin minus prin cuvântul Domnului. Este un mare har. Deci, dragii mei, această rugăciune, vrem să-i mulțumim Domnului pentru harul Său. Vrem să-i mulțumim Domnului pentru implicarea Sa care are în viața noastră și vrem să-i mulțumim Domnului pentru această siguranță care o pune în inima noastră, această credință că, Doamne, Tu ne asculți. Noi aici nu ne rugăm că nu avem ce face, ci ne rugăm pentru că Tu ai pus noi, Doamne, o promisiune. Dacă Te vom căuta, dacă Te vom chema, Tu vei răspunde, Tu vei trimite biruință, Tu vei trimite cuvântul Tău și vei vindeca. Și îți mulțumim, Doamne. Asta rugăciune, dragii mei, vreau să-mi rugăm pentru un tânăr, Paul, ca Domnul să se atingă de el. Ne rugăm pentru fații care sunt plecați în misiune, pentru fratele Darius care este plecat cu fratele Tony, ca Domnul să însoțească cu putere și harul Sfânt să fie peste el. Ne rugăm pentru fratele Daniel, pentru fratele Ghițen, pentru fratele Vasile, pentru fratele Mișu, pentru Cosmin, pentru fratele Valt, pentru toți care sunt plecați în lucrare, misiune. Domnul să reveste protecția peste, Domnul să reveste harul Sfânt, Domnul să reveste binecuvântarea lor și aici, Domnul să reveste binecuvântarea Sa și aici și în biserică unde ei slujesc. Și, dragii mei, să nu uităm pe cei în vârstă, ca Domnul să-i întărească. Acolo pe padul de suferință, Domnul să-i mai dea putere și har ca să meargă mai departe, în care să creadă în Dumnezeu, că Dumnezeu este de partea lor. Și nouă, dragii mei, Domnul să ne ajute ca astăzi aici să ne oferă o inimă deschisă în care El să poată să-i binecuvânteze prezența noastră a fiecăruia, iar viața o să fie săturată de belșugul casei Sale.
Așa cum suntem, dragii mei, ne rugăm Domnului și Domnul să asculte rugăciunea noastră a fiecăruia. Amin. Iisuse, scump să fiu ca tine, în pripeția mea pe acest pământ. De atâtea ori când grea ispita vine, s-o piruiesc prin sfântul tău cuvânt. Cu toții. Aș vrea, Iisuse,
ce vechi să moară, ca Tu să faci din mine ce doresc. Aș vrea ca în mine tot ce vechi să moară, ca Tu să faci din mine ce doresc. Aș vrea, Iisuse, scumpa Ta viață, să-ți oglindească purul în a mea și să dispară negura de ceață ce împiedică să-ți văd mărirea Ta. Aș vrea, Iisuse, scumpa Ta comoară, de mângâie pe veci să-mi dăruiești. Aș vrea ca-n mine tot ce vechi să moară, ca Tu să faci din mine ce dorești. Și vechi să moară, ca Tu să faci din mine ce dorești. Lăudați să fie Dumnezeul nostru. Să-i cântăm Domnului și care ne poate ajuta să dea la o parte ce firesc din viața noastră, care ne poate ajuta să răstignim firea pământească din viața noastră, dorințele deșarte, dorințele lumești. Numai prin Harul Său cel Sfânt vom putea să umblăm împreună cu El pe acest pământ, pentru că despărțiți de nu putem face nimic, spunea Domnul Iisus Hristos. De aceea dorim prin această cântare să cerem lui Dumnezeu, Doamne, și câte n-aș mai vrea, dar ce ne-mi doresc, Doamne, e să umblu cu Tine pe acest pământ, căci numai cu Tine voi fi biruitor. Acest pământ, dorințele ce îmi rămân nespuse, le împlinește Sfântul Tău cuvânt. Aș vrea, Iisuse, scumpa Ta comoară, de da să fie Domnul nostru în veci de veci. Amin. Ocupăm locurile. Dragii mei, spunea Psalmistul în Psalmul 65, încununez anul cu bunătățile Tale și pașii Tăi varsă belșug. Ne uităm, dragii mei, în viața noastră, ne uităm în urma noastră, în urma vieții noastre, ne uităm în urma pașilor noștri și nu vedem altceva decât Harul Dumnezeu și bunătatea lui Dumnezeu pe care ne-a dat-o astăzi să fim în prezența Lui. Vedem luptele care au fost în săptămâna aceasta și prin Harul Său cel Sfânt am rămas biruitor până cu Domnul Iisus Hristos. Și nu numai, am devenit și mai aproape de El. Pentru că orice luptă, orice problemă, orice necaz, are menirea ca să ne apropie de Dumnezeu. Are menirea ca să ne strângă mai aproape de Dumnezeu. Are menirea să ne facă mai dependenți de Dumnezeu în orice aspect al vieții noastre. Și ne face conștienți că fără El nu suntem nimic. De aceea lăudăm pe Dumnezeu, că El este Cel care în fiecare zi umblă cu noi. Și împreună cu El avem această nădejde că îl vom vedea față în față, îl vom vedea pe El și vom trăi veșnicie cu El. Acolo nu vor mai fi lupte, nu vor mai fi firea pământească să ne robească, nu vor mai fi necazuri, pierderi, vorbe care vor căuta să ne înțepe și va fi prezența Domnului
care va fi îndeajuns pentru fiecare dintre noi. Lăudat să fie numele Său cel Sfânt, în veci de veci, amin. Dragii mei, Domnul să binecuveze pe toți care ați ales să fiți în casa Domnului. Domnul să binecuveze și pe cei care ne urmăresc online. Domnul să binecuveze și pe ei acolo unde sunt ei și familia lor. Dragii mei, vrem continuare ca prezența Domnului să cerceteze ființele noastre. Vrem continuare cu adevărat cuvântul Dumnezeu să pătrundă în ființa noastră, în care să fim acei oameni care să nu dorim altceva decât cuvântul Dumnezeu în viața noastră. Așa cum spunea Pavel corintenilor, nu vreau să știu altceva pe în mijlocul vostru decât pe Hristos și pe El răstignit. Pentru că jertfa sa are valoare personală în viața noastră. Prin El mai mult decât biritor, spune Apostolul Pavel. Dar ce continuare, dragii mei, vrem să rămânem într-un duc de rugăciune, într-un duc de laudă în care să ne închinăm lui Dumnezeu. Și vom asculta pe sora Camelia laudând pe Dumnezeu cu cântare, apoi sora Denisa va lua pe Dumnezeu cu cântare, după cele două cântări, sora Anca cu sora Lavinia va lua pe Dumnezeu, în urmă, grupul Tabor va lua pe Dumnezeu împreună cu tot, cu toată biserica, timp în care facem și colecta, strângerea de daruri de bunăvoie, iar în urmă acestui colaj de cântări, vom asculta cuvântul Domnului, rostit prin fratele Teofil. Și ne rugăm, Domnule, ca Dumnezeu să reverse Harul cel Sfânt, dar mai mult decât atât, să ne reverse pe noi inimi deschise, să avem acea sinceritate în care să primim cuvântul Domnului. Ca cuvântul care va fi rostit aici, dragii mei, în viața noastră, să nu se piardă cum vom pleca de aici. Să nu fie mâncat de gândurile celui rău din mintea noastră, că Dumnezeu nu ne mai ascultă, că Dumnezeu nu mai lucrează, că frații sunt un fel și altul, gânduri de judecată și gânduri de împotrivire. Ci să-mi cuvântul Dumnezeu să prindă rod în viața noastră. Acest cuvânt care va fi rostit privat de Teo, să ducă în viața noastră această binecuvântare, în care să-L vedem pe Domnul Iisus Hristos implicat în viața noastră, în fiecare aspect al vieții noastre. Și, dragii mei, avem această siguranță că și cuvântul Domnului ne schimbă în continuare. Mai avem lucruri de schimbat. Mai avem lucruri de lucrat în viața noastră. Și ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să fim desăvârșiți așa cum El este desăvârșit. Să fim una cu Tatăl așa cum El este, așa cum El este una cu Tatăl, așa să fim și noi una, noi între noi înșine. Și, dragii mei, să fim cu toții cu adevărat acei oameni mulțumitori, că El este Cel care în fiecare zi ne întărește și ne sprijinește. Lăudat să fie numele Său în veci de veci. Amin. Thank you.
s-ar putea să ajung.
Slăvit să fie Domnul. Satan mi-a spus că e stăpân pe lumea.
fără toate, mie mi-ar da, te îl ascult. În glasul lui e viclenie, de atâtea ori m-a tulburat. Din pietre pâine în țeremie, știa că-s frământ, dar în zadar am fost urcat și sus peste mă. Știa că eu nu pot muri, că în jurul meu încerc sunt sete, dar nu s-a gândit că îl va birui. N-am fost înfrânt de acea privire, nici nu mi-a luat o să gândesc. I-am spus lui pleacă de la mine, în numele Tatălui te biruiesc. Iisus e Domn și corupire, El încă e postiu cu noi. Știm însă că avem puterea prin sângele Mielului. Iisus e Domn și corupire, El încă e postiu cu noi. Știm însă că avem puterea să fie El. Iisus e Domn și curând vine, El încă e postiu cu noi. Știm însă că avem puterea prin sângele Mielului. Iisus e Domn și curând vine, El încă e postiu cu noi. Știm însă că mea, nimeni n-ar putea să mă ia din mâna ta, numai tu ai putere rana solne să ridici din morminte, taine să vorbești. Numai tu, Iisus, ești iubirea mea, nimeni n-ar putea să mă ia din mâna ta, numai tu ai putere rana solne să ridici din morminte, taine să vorbești. Iisus e Domn și curând vine, El încă e postiu cu noi. Știm însă că avem puterea prin sângele Mielului. Iisus e Domn și curând vine, El încă e postiu cu noi. Știm însă că avem puterea. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Și în această dimineață, în această zi, prin harul lui Dumnezeu, suntem în casa Lui. Îi mulțumim Domnului pentru harul acesta, pentru darul lui Dumnezeu pentru noi și vrem ca împreună, în timpul pe care îl vom petrece mai departe în casa lui Dumnezeu, să fim gata să ne deschidem inimile și să înțelegem că Dumnezeu, Cel care până aici ne-a binecuvântat, și mai departe vrea să ne binecuvinteze. Dumnezeu care până aici ne-a întărit, ne-a purtat de grijă, ne-a călăuzit pașii și în dimineața asta, și în ziua aceasta, și în viața noastră mai departe, vrea să fie alături de noi, vrea să fie acela care să ne conducă pașii. Așa că
lăsând la o parte toate celelalte lucruri cu care poate ne-am frământat mintea până aici, toate celelalte lucruri cu care poate am venit în această dimineață în casa lui Dumnezeu. Vreau să înțelegem că în această zi Domnul vrea să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi și să ne vorbească. Așa că vă invit să deschidem împreună Sfânta Scriptură la Evanghelia după Ioan, la capitolul 21, de unde începând cu versetul 1 până la versetul 14, vom citi cuvântul Domnului pentru noi în această dimineață. Evanghelia după Ioan, capitolul 21, începând cu versetul 1 până la versetul 14, pagina 1054 în Sfânta Scriptură. Slăvit să fie Domnul! După aceea, Iisus a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei. Iată cum s-a arătat. Simon Petru, Toma, zis Geamă, Natanael din Cana Galilei, fiii lui Zebedei și alți doi dintre ucenicii lui Iisus erau împreună. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește, mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Copiii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns, nu. El le-a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei și veți găsi. Au aruncat-o deci și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul și a pus haina pe el și s-a încins, căci era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Ceilalți ucenici au venit cu corăbioara, trăgând mreaja cu pești, pentru că nu erau departe de țărm decât cam la 200 de coți. Când s-au coborât pe țărm, au văzut acolo jeratic de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis, aduceți din peștii pe care i-ați prins acum. Simon Petru s-a suirit în corăbioară și a tras mreaja la țărm, plină cu 153 de pești mari. Și măcar că erau atâția, nu s-a rupt mreaja. Veniți de prânziți, le-a zis Iisus, și niciunul din ucenici nu cuteza să-l întrebe, cine ești? Căci știau că este Domnul. Iisus s-a apropiat, a luat pâinea și le-a dat. Și tot așa a făcut și cu peștele. Aceasta era a treia oară când se arăta Iisus ucenicilor săi după ce înviase din morți. Amin. Vă invit să reocupați locurile. În această zi, în această dimineață, Domnul mi-a pus pe inimă, pentru că este perioada, vremea, timpul acesta în care ne aducem aminte de ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi. Este perioada de după învierea Domnului Iisus Hristos, vremea și timpul în care oamenii și-aduc aminte de felul cum Domnul Iisus Hristos a arătat după ce a înviat din morți. Și în dimineața aceasta, textul pe care l-am citit vorbește despre arătarea Fiului lui Dumnezeu la Marea Tiberiadei. Și pentru mulți dintre noi, întâmplarea aceasta pare uneori irelevantă. Și ne gândim noi, dar de ce e important sau ce poți învăța din exemplul acestor oameni ai lui Dumnezeu? Au fost ei apostoli, au fost ei ucenicii Domnului Iisus Hristos. Dar ceea ce se întâmplă aici, în evenimentul acesta, în exemplul acesta, nu este altceva decât falimentul lor. Nu este altceva decât necredința lor, nu este altceva decât o zi din viața lor, o noapte, o experiență. Însă ceea ce Dumnezeu a lăsat scris pe paginile Sfintelor Scripturii, că este un exemplu negativ sau este un exemplu pozitiv, este pentru fiecare dintre noi o lecție de viață, un cuvânt al lui Dumnezeu, insuflat și inspirat prin Duhul Sfânt și are aceeași autoritate pe care a avut-o atunci 2000 de ani și are aceeași relevanță și astăzi pentru fiecare dintre noi.
Și uitându-ne la exemplu și la experiența acestor 7 ucenici, 7 oameni ai lui Dumnezeu, în această dimineață vreau să înțelegem fiecare dintre noi și să vedem care sunt pericolele pe care le-au întâmpinat ei în calea slujirii, în calea chemării lor înaintea lui Dumnezeu și care sunt pericolele cu care ne confruntăm la fel și noi astăzi, în calea slujirii noastre. Sau, mai bine zis, o cursă de o viață. Și am pus titlul mesajului în felul acesta pentru că m-am gândit așa. Și vreau să înțelegeți și să înțelegem fiecare dintre noi. În momentul în care Domnul Iisus Hristos i-a chemat și i-a ales pe cei 12 ucenici, le-a spus, veniți la mine, urmați-mă, lăsați totul în urma voastră, și mai târziu, înainte ca Fiul lui Dumnezeu să moară, vor veni unii dintre ei și vor zice, Doamne, noi am lăsat tot și Te-am urmat pe Tine. Și au făcut lucrul acesta, mărit să fie Domnul. Dar s-a mai întâmplat ceva. Când i-a chemat Fiul lui Dumnezeu să-L urmeze, nu le-a zis, veniți după mine timp de 3 ani și jumătate. Că după 3 ani și jumătate, eu va trebui să mor. Eu va trebui să-mi dau viața și voi după aceea, dacă vreți, veți mai continua lucrarea și misiunea mea, dacă nu, timp de 3 ani și jumătate va fi o alegere pentru voi, veți merge în școală împreună cu mine, veți studia alături de cel mai renumit învățător al tuturor vremurilor, omul Iisus Hristos. Și după 3 ani și jumătate, dacă vreți, mai faceți parte din armata mea, din poporul meu, veți mai fi misionarii, apostolii mei sau nu? A spus asta Fiul lui Dumnezeu? Niciodată! Ci Domnul Iisus Hristos, când i-a ales pe cei 12, nu le-a spus ce urmează să se întâmple, n-au știut ce urmează să se întâmple, însă au renunțat la toate lucrurile. Pentru cât timp? Pentru toată viața. Pentru fiecare dintre noi, chemarea lui Dumnezeu la pocăință este identică. În momentul în care Fiul lui Dumnezeu ți-a ieșit înainte și ai ajuns să-L cunoști pe Fiul lui Dumnezeu, pe Iisus Hristos, pe Mântuitorul, pe Răscumpărătorul vieții tale, chemarea lui Dumnezeu, strigarea lui Dumnezeu la pocăință este la o cursă de o viață. Te cheamă Dumnezeu să-L urmezi, te cheamă Dumnezeu să-L slujești, te cheamă Dumnezeu să renunți la viața ta trecută, la viața ta păcătoasă, să începi o viață nouă și să-L slujești pe El. Cât timp? Un an, doi, trei, cinci, zece? Cât îți merge bine, cât ai nevoie până te pui pe picioarele tale, până îți faci un rost în viață, până îți rezolvi lucrurile, până îți rezolvi problemele, până te vindecă Dumnezeu, până îți ascultă Dumnezeu toate rugăciunile și după aia faci ce vrei? Nu! Chemarea și strigarea lui Dumnezeu este pentru tot restul vieții. Amin. Și așa să ne ajute Dumnezeu. Și când ne-a chemat și când ne-a ales și când ne-a pus Dumnezeu în slujba sa și când ne-a dat Dumnezeu putere și când am spus un da pentru Dumnezeu și am fost întrebați în apa botezului. Și vă aduceți aminte că prin harul Domnului, anul acesta am avut 2 evenimente de felul acesta, în care peste 24 de suflete au spus da lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Și când au fost întrebați, a zis vreunul că o să-L slujesc pe Dumnezeu atâta timp cât îmi va fi bine? A zis cineva că o să-L slujesc pe Dumnezeu până o să-mi asculte Dumnezeu toate rugăciunile? Sau o să-L slujesc pe Dumnezeu atâta timp cât voi putea? Nu! Fiecare dintre ei au spus, te vom urma, te vom sluji până la moarte, ba unii au zis, și în viața viitoare, și în viața veșnică, și dincolo. Pentru că te cheamă și te alege Dumnezeu și te scoate Dumnezeu din întuneric la lumină, nu pentru o perioadă de timp, ci te ia Dumnezeu și te pune deoparte pentru El și te sfințește și te binecuvintează și îți poartă de grijă și te trimite în viața aceasta pentru tot restul vieții sale. Pentru tot restul vieții tale să fii un ambasador, să fii un sfânt al lui Dumnezeu, nu un sfânt care stă pe pereți, ci un sfânt care merge pe picioarele lui, un sfânt al lui Dumnezeu care vestește, care proclamează, care propovăduiește Evanghelia lui Iisus Hristos și care mărturisește cu gura lui că ceea ce s-a întâmplat pe paginile Sfintelor Scripturi nu-s lucruri care s-au întâmplat numai în urmă cu 2000 de ani, ci-s lucruri care s-au întâmplat în viața mea, sunt lucruri care s-au întâmplat în viața ta și sunt lucruri care se întâmplă în viețile fiecăruia dintre noi, pentru că Iisus Hristos este viu în veci
vecii vecilor. Amin. Și n-a lucrat Dumnezeu numai acum 2000 de ani, ci Dumnezeu lucrează și acum. Dumnezeu eliberează, Dumnezeu vindecă, Dumnezeu tămăduiește, Dumnezeu este acela care împuternicește și atunci când nu știi ce să mai faci, Dumnezeu îți dă lumină. Și atunci când parcă ți se pare că lumea aceasta te-a copleșit, Dumnezeu este Cel care își întoarce privirea spre tine și te eliberează și îți dă viață și îți dă putere să mergi mai departe. Dar toate se fac numai prin puterea Lui, pentru că El este viața și El este Cel care dă viață. El este calea și pe calea aceasta trebuie să mergem. El este adevărul, pentru că lucrurile adevărate și tot ceea ce este adevărat în esență este doar Iisus Hristos și viața, doar El o dă. Pentru că în esență suntem nemuritori. Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Sa. Însă se întâmplă ca în momentul în care să-L primești pe Domnul Iisus Hristos în viața ta, viața ta se schimbă și trăiești adevărata viață. Știi ce înseamnă lucrul acesta? Că dacă nu vei ajunge în timpul vieții tale pe pământul acesta de muritor, să-L întâlnești pe Iisus Hristos și să-L primești pe El ca Domn, Stăpân și Mântuitor, oricum, în esență, omul a fost creat nemuritor. Dar nu vei trăi împreună cu Dumnezeu, nu vei fi în împărăția lui Dumnezeu, nu vei fi la masă împreună cu Dumnezeu. Și Biblia spune că în împărăția lui Dumnezeu, la masă cu Dumnezeu, vor fi doar aceia care în timpul vieții lor, vieții acesteia scurte pe pământ, s-au întâlnit cu Iisus Hristos și au spus un da pentru Dumnezeu și au spus: Doamne, Te vom urma. Oriunde vei merge Tu, vom merge și noi. A spus Petru: Doamne, să Te ferească Dumnezeu să ți se întâmple una ca asta. Doamne, noi Te vom urma, eu, noi, ăștia, frații Tăi, prietenii Tăi, ucenicii Tăi, vom merge împreună cu Tine. Au spus sau nu au spus ucenicii așa? Spunem și noi așa de multe ori în viață, ca să nu zic întotdeauna? Avem noi o părere bună despre noi și mai zicem câteodată: Doamne, dacă ai avea Tu încă 1, 2, 3, 5 ca mine, dacă ar fi toți ca mine aici în biserică uneori, așa de pocăiți, așa de smeriți, așa de sfinți, așa de la îndemâna Ta cum sunt eu, să vezi ce bine ar merge lucrurile. Să vezi ce bine ar merge înainte, să vezi ce biruință ar avea lucrarea, dacă ar fi toți ca mine, dar nu sunt. A zis Petru așa? A spus: Doamne, noi suntem puternici, eu, vei vedea ce voi face pentru Tine. Și a spus Mântuitorul: Petre, nu va cânta cocoșul de 3 ori și te vei lepăda de Mine. Vei renunța. Tu vei spune cu gura ta că nu mă cunoști, că nu mă știi. Și Biblia și Cuvântul lui Dumnezeu ne scoate în evidență un alt lucru. Se întâmplă așa. Dar urmează o perioadă de pocăință, o perioadă din asta în care pentru fiecare dintre ucenici e o perioadă de cernere. Și ăsta e momentul de după înălțare, de după înviere. Între înviere și înălțare este o perioadă de 40 de zile în care Mântuitorul se arată ucenicilor. Se arată Mariei, se arată celor doi în drumul spre Emaus. Și Biblia spune că din nou Iisus Hristos alege să se arate ucenicilor. Și când vine Fiul lui Dumnezeu să se arate ucenicilor, unde îi găsește? În casa Lui, la părtășie, ca niște oameni care știu că au nevoie și depind de Dumnezeu, așa cum ar trebui să fim fiecare dintre noi atunci când spunem și știm că depindem de Dumnezeu. Și am cântat cântarea care spune: indiferent că suntem în pustiul acestei lumi. Și Psalmul 23 spune: Domnul este păsorul meu. Și spune Cuvântul lui Dumnezeu: chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, că Tu ești cu mine. Și ăsta e Dumnezeul căruia noi îi slujim. Același Dumnezeul știau și îl cunoșteau și ucenicii. Și mai mult decât atât, vreau să vă spun ceva, înainte de a merge puțin mai departe, să înțelegem și să conștientizăm un lucru. Știți pe cine au slujit ucenicii, cu cine au studiat, cu cine au făcut practică timp de 3 ani și jumătate? Un exemplu unic în istorie, cel mai mare învățător al tuturor timpurilor.
N-a fost Einstein, n-a fost Platon, n-a fost niciunul dintre filozofii acestei lumi, n-a fost niciunul dintre marii împărați ai acestei lumi, ci a fost Fiul lui Dumnezeu venit din slava cerească, care a lăsat toată slava pe care o avea la Tatăl, a luat chip de om, s-a făcut om și a locuit asemenea nouă printre noi. Și timp de 3 ani și jumătate, un lucru pe care fiecare dintre noi și l-ar fi dorit, 3 ani și jumătate să stai împreună cu Dumnezeu și să slujești și să iei aminte și să fii ucenicul celor mai mari învățători. Și după 3 ani și jumătate, Biblia spune că într-o zi Iisus Hristos este prins, este judecat, este dat la moarte și este pus într-un mormânt. Și în mintea ucenicilor lucrurile s-au cam oprit aici. Și a apărut o mare frământare în viață și în mintea lor. A fost Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu sau n-a fost? A înviat Iisus Hristos sau n-a înviat? Este viu cu adevărat? Și dacă e viu, unde este? Că vrem să-L vedem și noi. Vrem să știm și noi ce trebuie să facem mai departe. Știți de ce s-a întâmplat asta? Timp de 3 ani și jumătate au stat împreună cu Iisus Hristos, au ascultat, au slujit. Dar uneori pe o ureche a intrat, pe alta a ieșit. A fost frumos cu Iisus Hristos când n-au avut nicio grijă. A fost frumos cu Iisus Hristos când n-au putut să rezolve o problemă și a venit un tată cu fiica lui bolnavă, paralitică, spune Biblia. Muncită greu de un duh necurat și n-au putut să facă nimic, s-au rugat pentru ea, nu s-a întâmplat nimic. Și a fost greu. Și au venit și au spus, învățătorule, noi n-am putut să facem nimic. Și Biblia spune că înaintea lui Dumnezeu, duhurile cad în leșin. Asta s-a întâmplat cu fetița aceea. Aceea a fost vindecată pe loc. Au venit la Mântuitorul și au spus, Doamne, când îi trimite să vestească Evanghelia, bucuroși, exaltând că duhurile le sunt supuse. Și Mântuitorul vine și le spune, nu de asta voi trebuie să vă bucurați și să vă tresalte inima. Nu de lucrurile acestea trecătoare pământești, ci voi trebuie să vă bucurați că numele vă sunt scrise în cartea vieții, adică dincolo de ceea ce se vede, e vorba de veșnicia voastră, e vorba de esența slujirii voastre, e vorba de anumite principii, e vorba de mine, pentru că până la urmă, voi sunteți ucenicii mei și voi trebuie să mă slujiți dincolo de ceea ce se vede, pentru că slujirea trece de toate celelalte aspecte pe care le vezi cu ochii aceștia. Și slujirea lui Dumnezeu se face și în vremuri grele și în vremuri bune. Și slujirea lui Dumnezeu se face și când ai ce trebuie și când nu ai ce trebuie, pentru că îl slujești pe El. Și slujirea lui Dumnezeu se face și când ești sănătos și când ești bolnav. Și slujirea lui Dumnezeu se face și trebuie făcută și când înțelegi ceea ce faci și când nu înțelegi ceea ce faci, pentru că Dumnezeu te-a trimis și ești în slujba Lui și ești în lucrarea Lui. Și slujirea lui Dumnezeu se face și când ești tânăr și când ești bătrân. Slujirea lui Dumnezeu se face și când vezi și când nu vezi finalul lucrurilor. Slujirea lui Dumnezeu se face dincolo de orice alt lucru pe care îl ai în viața ta. Trebuie să fie pe primul loc. Amin? Toate aceste lucruri pe care le-am spus, noi le înțelegem și le știm și le cunoaștem ca și principii. Dar știți ce vreau să vă spun? Și ucenicii le-au știut. Și ucenicii le-au avut. Însă vine un moment în viața ta când ți se pare că Dumnezeu nu mai e pe niciunde, că Dumnezeu nu te mai vede, că Dumnezeu nu te mai aude, că puterea nu mai e putere cum ai avut-o altă dată, că lumina pe care ai avut-o sau ar trebui să o ai nu mai e lumină, că Dumnezeu nu te mai vede, că Dumnezeu nu te mai aude, că Dumnezeu nu te mai cunoaște, că Dumnezeu te-a lăsat, că Dumnezeu te-a părăsit. Se întâmplă așa uneori în viața noastră? Dacă suntem sinceri cu noi, răspunsul este da. Și tot la fel de bine răspunsul este că nu numai odată. Uneori s-ar putea să se întâmple lucrul ăsta de mai multe ori în viață. S-ar putea să fie anumite cicluri care se repetă pentru că o lecție pe care nu o înveți, o problemă pe care nu o rezolvi în viața ta, nu se va rezolva de la sine.
Un lucru pe care nu-l faci după voia lui Dumnezeu, tot timpul va avea repercursiuni în viața ta. O situație lăsată nerezolvată nu se va rezolva de la sine, decât în poveștile noastre nemuritoare. Însă, în realitate, tot ceea ce faci bine este bine făcut, tot ceea ce faci rău sau nefăcut este nefăcut sau rău făcut. Și vei suporta consecințele. Și în slujirea lui Dumnezeu lucrurile stau exact la fel. Pentru că îl slujești pe Dumnezeu și trebuie să îl slujești pe Dumnezeu, indiferent de momentul, de situația vieții, indiferent de timpul în care ești, că unii spun, a fost așa de ușor să-l slujească ucenicii pe Domnul Iisus Hristos în timpul vieții lui. Așa este. Dar vedeți că timp de 2 săptămâni, sau hai să zicem 1 săptămână, și în viața ucenicilor, în Joia Mare, lucrurile, dintr-o dată au luat o întorsătură neașteptată. Și de la Mântuitorul care a intrat în Ierusalim, călare pe un măgăruș, ca răscumpărătorul, ca fiul lui David, ajunge dintr-o dată să fie vândut de Iuda, unul dintre ucenicii săi ajunge să fie judecat, să fie dat la moarte și vineri moare răstignit pe o cruce. Și sâmbătă e în mormânt. Și dintr-o dată, timp de 3 zile, toată fericirea lor, toată perspectiva lor despre viitor dispare, tot universul lor se zgude. Iisus Hristos este în mormânt. Și duminică dimineața vin femeile și spun că a înviat. Și din nou tot ceea ce ei știau este din nou zguduit. Și după toate acestea, după câteva zile, Biblia spune clar. Au știut ce a spus Domnul Iisus. Au știut ce le-au spus femeile, mergeți în Galileea, acolo mă veți vedea. Asta le spusese Fiul lui Dumnezeu. Se duc în Galileea și ce fac? Primul lucru pe care uneori și noi îl facem. Când îi să aștepți să se împlinească promisiunea și făgăduința lui Dumnezeu. Matei 28 cu versetul 10. Cuvântul lui Dumnezeu și Fiul lui Dumnezeu le-a spus așa de frumos și le-a vorbit fiecăruia dintre ei. Și cuvântul lui Dumnezeu ne mărturisește lucrul acesta și spune cuvântul Domnului așa. Atunci Iisus le-a zis, nu vă temeți, duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea, simplu. Dar când nu mai este Iisus Hristos cu tine, când nu-L mai vezi, când parcă lucrurile sunt așa de tulburi în viața ta, așa e că e greu să mai crezi cuvântul lui Dumnezeu? E greu să crezi promisiunile și făgăduințele lui Dumnezeu și când Dumnezeu ți-a spus că îți va purta de grijă, că Dumnezeu îți ascultă rugăciunea, că Dumnezeu îți dă biruință, e greu. Dar primul lucru pe care Domnul Iisus Hristos l-a spus ucenicilor să-l facă, prima provocare pentru ei, primul pericol major în viața slujirii, în ceea ce înseamnă slujirea noastră față de Dumnezeu, a fost pentru ei o problemă. Este la fel de mult și de mare pentru noi o problemă în zilele noastre, este să stai și să-L aștepți pe Domnul Iisus Hristos. Să aștepți timpul lui Dumnezeu, să aștepți voia lui Dumnezeu, să aștepți intervenția lui Dumnezeu, să aștepți ca Dumnezeu să lucreze, să aștepți ca Dumnezeu să-și proslăvească numele, să aștepți în tăcere ajutorul lui Dumnezeu. Asta e cea mai mare problemă și cea mai mare provocare a vieții, a timpului nostru în care trăim. A fost pentru ei atunci, e o provocare și pentru noi astăzi. Și știți de ce? Când ești bolnav și ești pe un pat de spital, poți să aștepți să zici, Doamne, mâine intru în operație, dar fie că vei lucra astăzi, fie că vei lucra mâine, fie că vei lucra poi mâine, că s-ar putea ca mâine pe masă de operație să nu mă mai trezesc, poți să stai liniștit și să spui, Doamne, facă-se voia Ta și dacă îi voia și planul Tău să mă iei acasă, acum când stai pe scaun și e sănătos, e simplu și o spui cu zâmbetul pe buze. Dar când e să fii în situația respectivă, lucrurile nu mai sunt nici pe departe așa de simple. Când ești într-o situație limită și critică din viața ta, dintr-o dată nu mai stai așa de nepăsător și nu-i mai așa de ușoară așteptarea. Nu-i mai așa de ușor să stai și să aștepți să vină Dumnezeu, să intervină, să lucreze Dumnezeu. Să-L aștepți pe Dumnezeu să ți se arate, să aștepți ca Dumnezeu să-ți vorbească, să aștepți ca Dumnezeu să-ți arate mai departe ce trebuie să faci.
Să vină Dumnezeu și să-L vezi din nou, să-ți confirme că Dumnezeu e alături de tine, că Dumnezeu este acela care te însoțește, că El nu s-a schimbat, că El n-a murit, că El e viu, că Dumnezeu lucrează, că are aceeași putere și autoritate, că nu s-a schimbat. Dar încercare, în necazuri, în probleme, în ispite, în momentul în care privirea ta spre Dumnezeu nu mai este îndreptată în aceeași direcție, în momentul în care relația ta de părtășie cu Dumnezeu nu mai este aceeași, în momentul în care între tine și Dumnezeu a intervenit păcatul, a intervenit lepădarea de credință uneori, a intervenit renunțarea, ai lăsat ca o poftă, ai lăsat ca o plăcere, ai lăsat ca o dorință, ca un păcat minor, spunem noi. Dar e un lucru mic, dar nici nu-i păcat uneori, spun oamenii, ceea ce fac eu, ceea ce gândesc eu. Dar asta nu e o problemă pentru Dumnezeu. Că Dumnezeu știe că suntem oameni și trebuie să ne mai ierte, știe din ce suntem făcuți. Și uneori așa de ușor ne liniștim conștiința. Însă Dumnezeu a spus ucenicilor, le-a spus clar, mergeți în Galileea, acolo mă veți vedea și să aștepți. Știți de ce e greu să aștepți? Noi suntem obișnuiți cu acțiunea și decât să stai, decât să aștepți, mai bine faci ceva. Dar când faci ceva, nu faci ceea ce Dumnezeu ți-a spus. Dumnezeu le-a spus ucenicilor să aștepte și să-L vadă acolo. Și în loc să stai să-L aștepți pe Dumnezeu, Petru spune, eu m-am săturat să aștept. E bine să aștepți, e frumos să aștepți. Dar uneori spun oamenii, asta e treaba sfinților să aștepte. Noi trebuie să merem la pescuit, să ne liniștim mintea, să ne liniștim sufletul, noi trebuie să ne apucăm de ale noastre. Și primul lucru pe care îl face Petru, știți ce face? Se întoarce la viața de altă dată, la trecutul lui. La lucrurile pe care a spus într-o zi că le-a lăsat în urmă și a spus, Doamne, noi am lăsat tot. Dar tot ăsta vine până în momentele de criză și de cumpănă. Pentru că atunci când vine încercarea, atunci când vine necazul, se vede dacă cu adevărat ai lăsat tot în urmă. Dacă te-ai debarasat de trecutul tău, dacă ai renunțat la păcatele tale, dacă Iisus Hristos ți-a schimbat viața cu adevărat și nu numai că ți-a schimbat viața, că poate să-ți fi schimbat viața, dar să nu-L fi lăsat pe El ca Domn, Stăpân și Mântuitor al vieții tale și să nu-ți conducă viața. Și să fii ca și omul care nu m-a făcut curat în viața lui. Și să faci curat în viața ta și să dai la o parte tot. Dar în viața ta să nu-L ai pe Iisus Hristos. Și să nu fie Fiul lui Dumnezeu care să-ți conducă viața. Pentru că veți vedea și vom vedea și știm asta din exemplul lui Petru. Că până nu vine Iisus Hristos să-i se arate în mod personal și să spună, da, Doamne, Te iubesc. Da, Doamne, vreau să fac voia Ta. Petre, du-te și paște. Oițele, mielușei, oile mele, turma mea. Intră în slujire și înțelege pe deplin că ăsta ți-e scopul și rolul, că aici te-am chemat. Că nu contează cât de multe sunt uneori situațiile vieții prin care treci. Că nu contează cât de întuneric e întunericul din viața ta. Contează dacă în viața ta Iisus Hristos împreună cu tine. Contează dacă legea lui Dumnezeu e în adâncul vieții și ființei tale. Contează dacă acolo pe unde mergi. Mergi împreună cu Iisus Hristos, nu mergi de capul tău, nu mergi la voia întâmplării, nu mergi pentru că așa ți se pare ție că e bine ceea ce faci, ci mergi pentru că Iisus Hristos ți-a spus să faci asta, pentru că te-a trimis Dumnezeu să faci lucrul acesta. E greu să faci ceea ce trebuie. Uneori noi în viață alegem să facem, în loc să facem ceea ce trebuie, voia lui Dumnezeu și să rămânem credincioși, alegem să facem ce ne place nouă. Și dacă mie îmi place duminică dimineața să mă duc la pește, n-ai ce-i face. Dacă mie joi seara îmi place să stau pe zid la California, și marți seara, și luni seara, și înainte, și acum, dar nu te poate opri nimeni. Dacă duminică dimineața, în loc să vii la casa lui Dumnezeu, e mai frumos să mergi în parc, e mai frumos să te duci la cumpărături, să faci orice altceva. Sau dacă seara, în loc să fii să stai la părtășie cu frații tăi și să aștepți ca Dumnezeu să lucreze și să aștepți în casa lui Dumnezeu cu sfinții lui Dumnezeu și să stai în așteptare, să aștepți voia lui Dumnezeu, să aștepți timpul lui Dumnezeu. E mai ușor să faci orice altceva, dar să nu rămâi acolo, să nu stai, să nu aștepți. Că știi că și atunci când stai și aștepți,
Tu de fapt faci ceva care e mult mai important decât ceea ce îți place ție, decât ceea ce vrea firea ta pământească? Asta și-a așteptat nu e altceva decât o luptă continuă. O luptă în care firea ta pământească trebuie să moară, o luptă în care eu-ul tău îl supui voiei lui Dumnezeu. Asta înseamnă, Doamne, eu n-aș vrea să stau aici. Și trebuie să fii sincer cu tine, să-ți recunoști falimentele tale și vom vedea mai departe câteva lucruri și în sensul acesta. Că te face, te aduce Dumnezeu în sensul acesta să vezi, să recunoști cât de slab ești tu și cât de puternic e El. Cât de puternică e mâna Lui și cât de firavă e viața ta, cât de mărunte sunt lucrurile cu care tu te fălești. Că spui că ai, că tu poți, că tu posezi anumite lucruri. Dar știi că atunci când mâna lui Dumnezeu nu este peste tine, când Dumnezeu nu veghează, când Dumnezeu nu zidește, când Dumnezeu nu binecuvintează, când Dumnezeu nu păzește, când Dumnezeu nu ocrotește, nimic nu propășește, nimic nu merge înainte. Și știți că uneori ne gândim, Doamne, dar de ce nu merg așa lucrurile? Parcă nu se leagă nimic în viața mea. Parcă pe tot ce pun mâna și așa cum le fac, cum mă gândesc eu, cum cred eu că ar fi bine și că e bine să meargă înainte, ți se pare că nu merge? Ți-ai pus odată întrebarea dacă Dumnezeu te-a pus să faci ceea ce faci? Dacă ești în voia lui Dumnezeu? Dacă asta e chemarea lui Dumnezeu pentru tine? Dacă asta e voia lui Dumnezeu pentru tine? Dacă asta e planul lui Dumnezeu pentru tine? Dacă Dumnezeu e acela care te-a chemat să faci ceea ce faci? Pentru că Dumnezeu pe apostol îi cheamă să-L aștepte pe El, să-L vadă pe El. Scopul și rostul așteptării n-a fost unul pur așa, să zicem, ceva care să le îmbogățească imaginația, ceva ce să aibă de povestit mai târziu, o experiență memorabilă în viața lor, nu. Și atunci când s-au întâlnit cu Fiul lui Dumnezeu și veți vedea mai departe dacă veți citi, și cred că ați citit textul acesta mai departe. Veți vedea cum Dumnezeu schimbă viața ucenicilor. Cum întâlnirea cu Dumnezeu este remarcabilă. Și a fost suficient să se întâlnească cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos cel înviat, să vadă toată puterea, toată autoritatea, să înțeleagă dintr-o dată să se dea la o parte de pe fața lor, de pe mintea lor, toată această ceață, toată această neînțelegere, că nu înțelegeau, că nu cunoșteau, că li se părea totul pe dos, totul nepotrivit și niciodată ceva care să fie clar în mintea lor. Și a fost nevoie să treacă prin perioada aceasta, pentru că în școala lui Dumnezeu toate lucrurile își au timpul lor, toate lucrurile își au vremea lor și nimic nu-i la voia întâmplării. Pentru noi ca și credincioși, nimic nu-i la voia întâmplării, ci în toate este voia și planul lui Dumnezeu. Amin. Așa că fie ca în această dimineață Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem că slujirea lui Dumnezeu cere de multe ori sacrificiu, renunțare și că aștepta voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu să se împlinească. Nu e o slăbiciune. Pentru noi ca și copii ai lui Dumnezeu, a aștepta voia și planul lui Dumnezeu, vreau să înțelegeți în dimineața asta, că asta nu e o slăbiciune. Că dacă ar fi fost o slăbiciune, ar sta tăți și ar zice, nicio problemă, Dumnezeu mi-a promis asta. Eu aștept, eu nu mă mișc de aici. Eu, cum mi-a cerut Dumnezeu, cum mi-a spus Dumnezeu să fac, eu asta fac, eu stau aici pe loc. Dar știți ce se întâmplă? Niciunul nu prea poate să stea să aștepte. Îs puțini oamenii care așteaptă în tăcere ajutorul lui Dumnezeu. Sunt puțini oamenii care așteaptă în tăcere împlinirea planului și voiei lui Dumnezeu, așa cum ceea ce Dumnezeu ți-a vorbit, tu mergi și faci și te duci înainte. Și în această dimineață vreau să ne uităm și să vedem că exemplul acesta este unul pozitiv sau negativ. Depinde cum îl privești, că dacă îl privești prin ochii lui Dumnezeu, te vei uita la oamenii aceștia și vei vedea un faliment. Vei vedea necredința din viața lor, vei vedea uneori nepăsarea, puterea aceasta care trebuia să se vadă, să se manifeste în viața lor.
N-a fost acolo, nu s-a manifestat. Exista în viața lor pentru că au avut experiențe. Însă când nu te bazezi, însă când nu o folosești, însă când nu-L lași pe Dumnezeu să-ți conducă viața, n-ai putere să aștepți. N-ai putere să privești la promisiunile și la făgăduințele lui Dumnezeu. Și de ajuns să spună unul un exemplu negativ, un lucru nepotrivit și ești gata să te duci după el. Ești gata să mergi în stânga, ești gata să te duci în dreapta, ești gata să te întorci la viața de altă dată și dacă spune cineva, hai să mergem să ne rugăm, hai să așteptăm voia lui Dumnezeu, să căutăm fața lui Dumnezeu, hai să punem mâna să postim, hai să căutăm mai mult fața lui Dumnezeu, hai să stăm mai mult înaintea Domnului, vezi, zice, nu mai pot, nu mai, a trecut timpul și vremea, acum trebuie să fac ceva. Fie ca în această dimineață, în această zi, Dumnezeu să lumineze viețile și inimile fiecăruia dintre noi. Și să înțelegem că nu întotdeauna a acționa și a merge într-o direcție este după voia lui Dumnezeu. Ci mai mult decât orice, voia lui Dumnezeu înseamnă sfințirea noastră. Și voia lui Dumnezeu înseamnă să aștepți, voia lui Dumnezeu înseamnă supunere, voia lui Dumnezeu înseamnă renunțare, să renunți la pornirile tale, să renunți la viața ta de altă dată, să renunți la tot ceea ce ai fost tu și să lași pe El să fie Domn și Dumnezeu și voia Lui să se facă în viața și în inima fiecăruia dintre noi, măriți să fie Domnul. Un al doilea lucru și o a doua problemă pe care s-a întâmplat, s-a văzut în viața ucenicilor și se vede în viața noastră și peste care vreau să ne uităm puțin, este momentul în care Domnul se arată ucenicilor și spune El, dimineața Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Amin. O a doua problemă este că de multe ori nu-L recunoaștem și nu vedem mâna lui Dumnezeu în viața noastră, la lucru, în problemele noastre, în situațiile noastre. Și noi spunem de multe ori când vine încercarea, când vin problemele, când vin situațiile astea neprevăzute, complicate din viața noastră. Știți ce spun oamenii? Unde e Dumnezeu acum? Uneori noi ca și creștini, ca și copii ai lui Dumnezeu ne-am așteptat să nu vină încercările, să nu vină problemele peste viața noastră. Însă mai mult ca oricând vreau să înțelegem și să știm și să cunoaștem un lucru. Dumnezeu, una dintre calitățile Lui, ca și Dumnezeu, este nu numai că știe și cunoaște toate lucrurile, ci este prezent în toate locurile din univers. Că nimic nu este ascuns în fața Lui, totul este gol și descoperit. Și mai mult decât atât, în momentele grele din viață, când tu s-ar putea să fii cu barca vieții tale pe mare și să fii supărat și să fii dezamăgit uneori și să nu-ți fimezi niciunul din planurile pe care ți le-ai făcut, pentru că planurile tale și voia ta și dorințele tale n-au fost și nu sunt dorințele lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu pentru tine, pentru că una ți-a cerut Dumnezeu și ți-a ieșit înainte și ți-a spus să faci și alta ai făcut și faci tu. Una îți cere Dumnezeu și alta faci tu. Una îți cere cuvântul lui Dumnezeu și îți vorbește cum trebuie să fie viața ta și alta e voia ta. Și vine Dumnezeu și îți iese înainte și stă de vorbă cu tine. Și în loc să-L vezi pe Dumnezeu în tot ce ți se întâmplă, să vezi că e mâna lui Dumnezeu care te păzește, să vezi că e mâna lui Dumnezeu care te ocrotește, să vezi că e Dumnezeu acela care îți poartă de grijă, spui, nu, eu. Eu am încercat, eu am făcut asta, am mers în partea asta, noi ne-am dus, noi am fost pescari. Știți ce vreau să vă spun? Petru și majoritatea ucenicilor au fost pescari de viață. Au fost oameni care din asta au trăit. Nu numai că au fost pescari, din asta au trăit. Și se întâmplă că acolo unde au trăit toată viața lor, o viață de pescari, nu știu, dar de puține ori în viața lor înainte s-a întâmplat să se întoarcă de pe mare cu mâna goală. Că au devenit așa de iscusiți și nu că n-ar fi avut Marea Galilei pește, nu. Dar uneori când te duci și nu înțelegi voia și planul lui Dumnezeu, că nu înțelegi că Dumnezeu îți închide o ușă, că nu-i voia lui Dumnezeu să mergi în direcția aia, că vezi că tot ceea ce faci, orice direcție în care te îndrepți, parcă e o ușă închisă, oprește-te și vezi că poate Dumnezeu vrea să-ți vorbească. Oprește-te că poate Dumnezeu are un alt răspuns pentru tine, are altceva să-ți vorbească. Știi ce s-a întâmplat cu ucenicii? După noapte petrecută pe mare, se întorc istoviți la mal și spun, ceva nu-i bine.
Noi oameni care o viață am făcut asta, noi care suntem pescari desăvârșiți, cum să nu prindem nimic? Am încercat în stânga, am încercat în dreapta, am încercat în golful ăsta, am încercat în cealaltă situație, în cealaltă parte, nimic! Deci ce vreau să vă spun în această zi? Când ai renunțat la tot ce ai renunțat altădată, la tot ce ai făcut altădată de dragul Domnului Iisus Hristos, când vei dori și va exista ispita aceasta să te întorci înapoi, dacă l-ai pe Dumnezeu în viața ta, ispita e acolo, încercarea e acolo, dar vei vedea că Dumnezeu este acela care își pune mâna Lui peste viața ta. Amin. Și vei vedea că Dumnezeu e ăla care te întărește și nu-ți vei mai găsi plăcere poate acolo. Dacă alteori ai făcut lucruri care nu trebuiau, acum când va veni ispita să te întorci înapoi, Dumnezeu este acela care uneori pune piedici și parcă nimic nu-ți mai reușește, parcă nimic nu-ți mai merge bine. Pentru că este voia lui Dumnezeu în viața noastră, este mâna lui Dumnezeu, este puterea lui Dumnezeu, e o ușă închisă pentru tine. Și te gândești, Doamne, dar ce-i cu mine, că nu mai merge bine? Pentru că te-a chemat Dumnezeu și te-a ales și te-a scos din mocirlă la viață, din păcatul în care ai trăit altădată, te-a pus Dumnezeu deoparte pentru El. Și atunci când ai renunțat la tot ce ai renunțat, la tot ce ai făcut altădată, la viața ta dinainte, e Dumnezeu ăla care îți închide ușa, e Dumnezeu ăla care în fiecare zi, când poftele vin peste viața ta, când ispitele vin și se luptă cu viața ta, îți dă putere, îți dă biruință, te întărește. Dar mai face Dumnezeu ceva, El nu trece peste voia noastră. Atâta timp cât rămâi sub ocrotirea lui Dumnezeu, nu te vei mai putea întoarce înapoi. Dar uneori se întâmplă că nu înțelegi de ce nu recunoști pe Domnul, când se închide Dumnezeu o ușă. Știți ce s-ar fi întâmplat dacă ucenicilor le-ar fi mers bine pe mare? S-ar mai fi întors la mal? Dacă le-ar fi mers bine pe mare în seara aia când au plecat la pescuit, iar mai fi prins dimineața pe mare, ar mai fi înțeles ei această lecție importantă sau nu? Dar uneori prin falimentul vieții tale nu se întâmplă altceva decât să vezi și să-L recunoști pe Dumnezeu. Că dacă nu te binecuvintează Dumnezeu, că dacă nu te ocrotește Dumnezeu, că dacă nu-ți dă Dumnezeu, nu ai, nu poți, nu reușești, n-ai biruință, poți să fi fost tu cel mai deștept om, cel mai puternic om. Dar când Dumnezeu spune nu, e nu. Când Dumnezeu spune da, e da. Și când Dumnezeu spune aruncă mreaja aici, dar unde să arunci mreaja? Că era la mal, nu acolo se pescuiește. Nu în apă mică, ci se pescuiește în apă adâncă. N-arunci plasa în ierburi, nu! Dar împotriva tuturor secretelor, tuturor lucrurilor care se fac în arta aceasta a pescuitului, când Dumnezeu spune ceva, știți ce s-a întâmplat? Dincolo de înțelepciunea lor, dincolo de priceperea lor, să vezi că nu-i nimic, să fii încercat acolo, și să arunci mreaja din nou și să se umplă. Asta nu e altceva decât mâna, puterea și autoritatea lui Dumnezeu. Dar uneori, oamenii au mintea așa de prinsă, uneori parcă ochii așa sunt de închiși, că nu-L vezi, că nu-L recunoști, că nu-L înțelegi pe Dumnezeu. Și uneori oamenii se supără și spun, dar unde-i Dumnezeu? Dar de ce mie asta nu merge? Dar de ce eu asta nu pot să fac? Dar de ce? Dar de ce? Dar de ce? Știți ce s-a întâmplat cu ucenicii? Ce au lăsat în urmă a fost trecutul lor. Ce a chemat Dumnezeu să facă era prezentul și viitorul lor. Și atunci când te abați de la planul lui Dumnezeu, de la voia lui Dumnezeu, Dumnezeu e acela care întotdeauna își manifestă puterea și autoritatea în viața noastră prin toate momentele și situațiile delicate ale vieții. Și asta înseamnă că Dumnezeu e acela care te-a pus deoparte pe tine pentru o lucrare sfântă și una aleasă, mărit să fie Domnul. Și știi ce înseamnă asta? Că atunci când vei încerca să te întorci la păcatele tale de altă dată, atunci când vei încerca să te întorci la obiceiurile tale de altă dată, atunci când vei încerca să faci lucrurile pe care le-ai făcut când erai departe de Dumnezeu
Și nu-ți vei mai găsi plăcerea și nu-ți va mai reuși și nu vei mai avea biruință și nu vei mai avea prosperitate și nu vei mai putea să faci ce ai făcut altădată. Trebuie să înțelegi că uneori acolo e mâna lui Dumnezeu peste tine și peste viața ta. Ai vorbirea lui Dumnezeu uneori că ceea ce faci nu este după voia lui Dumnezeu. Că ceea ce faci tu în momentul acela nu-i chemarea pe care Dumnezeu ți-a făcut-o. Că te-a chemat, te-a ales, ți-a schimbat Dumnezeu viața și mai mult decât viața, Dumnezeu schimbă destinul și viitorul. Și Dumnezeu îți poartă de grijă și Dumnezeu te binecuvintează și Dumnezeu te întărește. Și Dumnezeu e acela care îți deschide noi oportunități în viața aceasta. Știi ce n-au înțeles ucenicii? Au dus o viață de pescari, dar când i-a chemat și i-a ales Dumnezeu, i-a făcut nu pescari de pește, ci i-a chemat de la pește la oameni. Și în loc să meargă pe marea asta plină de pești, i-a scos Dumnezeu din barcă și i-a pus pe drum. Și le-a spus el, în orice cetate veți intra, mergeți și propovăduiți Evanghelia. În orice casă veți intra, binecuvântați casa aceea, binecuvântați oamenii aceia. Și dacă locul și oamenii aceia vor fi vrednici de binecuvântarea voastră, binecuvântarea va rămâne peste ei. Și așa s-a întâmplat. Așa se întâmplă și astăzi. Și te-a scos Dumnezeu din viața ta greșită de altădată și te-a pus Dumnezeu în lumea asta. Nu să mai faci lucrurile pe care le-ai făcut altădată, ci să fii un pescar pentru împărăția lui Dumnezeu. Amin? Știi ce înseamnă mai mult ca oricând să fii un pescar pentru împărăția lui Dumnezeu? Vreau să înțelegem ceva în dimineața asta. Noi, ca parte a Bisericii lui Dumnezeu, fiecare dintre noi avem un scop și o misiune. Pentru fiecare dintre noi, Dumnezeu a investit și ne-a dăruit fiecăruia dintre noi un talent, 2, 3, 5, nu contează cât. Însă când ai venit în poporul lui Dumnezeu, în biserică, ca parte a trupului lui Iisus Hristos, tu ai rolul tău, tu ai scopul tău și te-a făcut și te face Dumnezeu folositor pentru orice lucrare bună, mărit să fie Domnul. Știi ce înseamnă asta? Când stai în casa lui Dumnezeu, când ești în lucrarea lui Dumnezeu, trebuie să-ți înțelegi locul, trebuie să înțelegi chemarea și trebuie să lucrezi cu ceea ce Dumnezeu a pus în viața și în inima ta pentru slava și gloria lui, mărit să fie Domnul. Că se mai întâmplă atunci când te depărtezi de Dumnezeu, atunci când renunți la voia lui Dumnezeu, atunci când renunți la chemare, atunci când renunți la slujire și spui, dar pot și alții să facă, dar pot și alții să fie prezenți. Dar pot și alții să se închine la biserică. Imaginați-vă dacă în dimineața aceasta tinerii pe care i-ați văzut în față, slujind, ar fi zis, dar se poate și fără mine. Se poate și fără fratele David, și fără sora Anca, se poate și fără Timea, fără Anisa, fără Lavi, fără Loris. Fiecare dintre ei să fi spus, se poate și fără mine. Dacă Dumnezeu nu face cum am cerut eu, cum vreau eu, mă duc la treaba mea și rezolv eu problemele dacă nu le rezolvă Dumnezeu. Ar fi fost lucrurile la fel? Nu. Fiecare dintre noi avem locul nostru, avem în viața noastră, chemarea noastră specială. Ceea ce pot să fac eu, locul meu, nu mi-l ia nimeni. Că nu este un loc, un scaun în opoziție, ci este o chemare pe care mi-o dă și mi-o face Dumnezeu. Locul și scopul tău și țelul tău în viața aceasta, în momentul în care ai intrat în armata lui Dumnezeu, în poporul lui Dumnezeu, în biserica lui Dumnezeu. Apostolul Pavel vorbește așa de frumos despre sintagma aceasta a trupului și fiecare dintre noi este un mădular în trupul lui Hristos. Imaginează-ți că pe tine te-a chemat Dumnezeu să fii o ureche sau să fii gură sau să fii un deget sau să poți face ceva pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și imaginați-vă dacă astăzi n-aș fi avut degetele la mâna dreaptă. Aș fi putut să răsfoiesc Biblia? Nu! Imaginați-vă dacă unii dintre noi am fi ca fratele Sergiu, fără două mâini. Cum ai face? Cum ai fi? Imaginează-ți că n-ai avea două picioare. Ai putea să fii la fel de folositor? Nu! La fel e și în slujirea lui Dumnezeu. I-a chemat Dumnezeu pe ucenici, le-a dat Dumnezeu o misiune clară și dintr-o dată, stând de vorbă cu Dumnezeu, timp de 3 ani și jumătate, în câteva zile, dintr-o dată, totul devine confuz în viața lor. Totul devine confuz în mintea lor. Că poți să stai 4 ani, 10 ani, poți să ai 10-20 de ani de pocăință. Și în câteva zile, în câteva săptămâni,
să-ți pierzi dintr-o dată toată lumina, toată direcția, să nu mai știi unde ești, să nu mai știi unde te afli și să nu mai vezi diferența între bine și rău, să nu mai vezi diferența între păcat și lucru care e după voia lui Dumnezeu, lucrurile care sunt păcate și care nu, dintr-o dată. Nu trebuie să treacă ani mulți, nu trebuie să fii numai la început, poți să fii și la sfârșit, nu contează momentul vieții. Contează întunecimea care e în jurul tău și care uneori ajunge și pătrunde și în viața noastră. Și când vine întunecimea, nu mai știi cine ești. Și de asta e nevoie și pentru fiecare dintre dumneavoastră, vă invit, cei care n-ați participat la cursul acesta care se face marți seara. Cine sunt? Care este identitatea mea în Iisus Hristos? Să ajungi să cunoști, să înțelegi cine ești tu ca parte a trupului lui Iisus Hristos, care sunt drepturile tale, ce este identitatea ta până la urmă, ce putere ai, care e puterea pe care Dumnezeu ți-a dat-o, cine e Iisus Hristos pentru tine, cum ajungi să cunoști vocea și voia lui Dumnezeu. Cel mai potrivit exemplu pentru noi astăzi sunt ucenici. Că noi, în modul fizic în care a stat ucenicii cu Mântuitorul, n-am ajuns încă să stăm. Este prezența Duhului Sfânt în viața noastră. Mărit să fie Domnul pentru lucrul acesta. Însă până ajungi acolo, este o viață de căutare. Până ajungi în totalitate să te lași condus și călăuzit de vocea și de Duhul lui Dumnezeu. E o luptă care se dă în lăuntrul tău. E o luptă care se dă în slujirea ta, în trăirea ta, la nivelul minții. Și în această zi ne uităm la exemplul ucenicilor care, după ce au stat atâta timp cu Mântuitorul, într-o zi de întunecime minții, în zilele acestea grele, n-au mai înțeles, n-au mai deosebit bine voia lui Dumnezeu și au ales să facă ceea ce credeau ei, au ales să se bazeze pe abilitățile lor, au ales să se bazeze pe poftele lor și au zis, dacă mie îmi place așa, dacă eu vreau să fac așa, așa mă duc să fac. Și când îmi iese Dumnezeu înainte, nu-L mai recunosc. Nu-ți mai dai seama că ajungi să te depărtezi atât de mult de voia, de planul, de poruncile lui Dumnezeu, că atunci când îți iese Dumnezeu înainte, atunci când îți vorbește uneori Dumnezeu, te-ai depărtat atât de mult, ai auzit atâtea șoapte, ai urmat atâtea șoapte și ai făcut cum ți-a zis unul și altul și ai urmat și ai căutat atâtea soluții. Uneori, că nu mai faci bine deosebire. Să-ți stea Dumnezeu înainte, să-ți vorbească Dumnezeu, să-ți iese Dumnezeu înainte în momentele și în situațiile grele ale vieții și să nu mai realizezi că El este Cel care îți vorbește. Să realizezi că El este Cel care stă de vorbă cu tine și vine și îți oferă o soluție și vine să ți se descopere. Mă rog în dimineața asta ca Dumnezeu să ne vorbească fiecăruia dintre noi și să ne iese Dumnezeu înainte și să ne lumineze Dumnezeu mintea. Amin. Un ultim lucru despre care vreau să vă vorbesc în această seară, în această zi. Un ultim lucru și un exemplu negativ și un pericol în calea slujirii noastre este să vină, să stea Dumnezeu de vorbă cu tine, să-ți iese Dumnezeu înainte și să fii un ucenic al lui Iisus Hristos și să n-ai nimic să-i oferi. Biblia spune că au venit de pe mare după o zi și o noapte. Și n-au prins nimic. Au venit și au stat de vorbă cu Mântuitorul. Dar știți ce e important și relevant în ziua aceasta și vreau să înțelegem? Deși ei n-aveau nimic de oferit, pentru că până la urmă a fost o lecție de viață pentru ei, Iisus Hristos îi aștepta pe mal cu ce? Pește, pâine, un foc cald, o hrană pregătită. Și nu numai asta, că noi de multe ori punem accentul pe pâine, pe pește, ci cel care a făcut lucrul acesta era Iisus Hristos, pe care trebuiau să-L aștepte, pe care ei își doreau să-L vadă. Pentru că până la urmă, importantă nu-i barca, nu-s peștii, nu-i importantă episodul acesta al vieții, și cel mai important personaj din toată această întâmplare este Iisus Hristos. Pentru că pe El trebuiau să-L aștepte, pe El și-L doreau, pe El îl urmaseră, oarecum de El au fost dezamăgiți și toată această ceață din mintea lor, pentru că ei credeau într-adevăr că va veni Iisus Hristos.
Și va elibera de sub robia romană și le va face, le va da, vor fi și ei, într-adevăr, acum, din niște oameni pescari, fără școală, fără însemnătate, vor ajunge și vor fi, Doamne, când vei fi și vei ajunge Tu, împărat, aici, peste noi, în Israel, Doamne, vreau ca fiii mei, unul să stea la stânga și unul să stea la dreapta, să fie doi prim-ministri lângă Tine, că uite, ei Te-au urmat pe Tine. Asta așteptau oamenii de la Domnul Iisus. După 3 ani și jumătate, nu credeau că Iisus Hristos le va aduce altceva decât o poziție socială, decât biruință, decât vază, decât să reușească în planurile lor. Și n-au înțeles că, de fapt, Fiul lui Dumnezeu a venit în viața aceasta, a ales să vină pe pământul acesta ca să aducă răscumpărare pentru suflet, să aducă viață, să dea biruință, să fie acela care să schimbe viețile oamenilor. Și a fost nevoie ca într-o zi, o zi plină de falimente, o zi și o noapte a stat pe mare, să vină dimineața și să se întâlnească cu Iisus Hristos. Am citit textul acesta de mai multe ori, însă un lucru sau mai multe lucruri așa mi-au ieșit în minte, în față. În dimineața asta vreau să vă uitați și să ne uităm la exemplul lui Petru. Omul care totdeauna a fost așa plin de pasiune, a fost plin de viață, plin de acțiune. Însă, indiferent cât ai fi de activ, este un timp și o vreme în care trebuie să stai, este un timp și o vreme în care trebuie să aștepți, este un timp și o vreme în care trebuie să acționezi. Însă toate aceste lucruri, în toate aceste lucruri, trebuie să aștepți timpul, voia și planul lui Dumnezeu. Ca să nu te trezești într-o zi cu mâna goală, ca să nu te trezești că după ce ai fost pocăit mai mult sau mai puțini ani, ca să nu te trezești că după ce ai crezut că ai făcut atâtea lucruri pentru Dumnezeu, când vine Dumnezeu să stea de vorbă cu tine, să fii cu mâna goală, să n-ai nimic ce să-i oferi lui Dumnezeu. Știți de ce se întâmplă asta? Pentru că atâta timp cât nu rămâi credincios lui Dumnezeu, atâta timp cât nu faci voia lui Dumnezeu, atâta timp cât nu stai în voia și în planul lui Dumnezeu, n-ai ce să-i aduci și ce să-i oferi lui Dumnezeu. Știți de ce? Exemplul lui Saul și al lui Samuel din Vechiul Testament. Într-o zi, Saul și Samuel, împăratul și prorocul, vin să aducă, trebuiau să vină să aducă o jertfă înaintea lui Dumnezeu. Și Biblia spune, Samuel îi spune lui Saul, să mă aștepți, că voi veni. Așteaptă-mă 7 zile. Și Biblia spune că dintr-o dată, prins de influențele astea exterioare, oamenii din jurul lui au început tot să plece, s-a văzut dintr-o dată lipsit de putere, lipsit de importanță și ce a zis? Ca să facem lucrurile cum trebuie, nu mai așteptăm noi după Dumnezeu, după omul lui Dumnezeu, după timpul lui Dumnezeu. Și o să aprind eu, o să aduc eu jertfa. Deși era un lucru interzis și pedepsit cu moarte în Israel. Și Biblia spune că fără nicio problemă, când oamenii nu-L cunosc pe Dumnezeu cum trebuie, când oamenii își permit prea multe cu Dumnezeu, pune mâna, aprinde focul și după ce se întâmplă evenimentul acesta, imediat apare și omul lui Dumnezeu. Pentru că în toate aceste momente și situații grele de cumpănă, nu se întâmplă cu alt scop decât ca să se vadă dacă ai ceva de oferit lui Dumnezeu. Să-ți testeze, să-ți încerce Dumnezeu viața. Când ești cu Dumnezeu, ceea ce construiești împreună cu Dumnezeu e binecuvântat. Ceea ce faci la porunca lui Dumnezeu este și înseamnă pentru fiecare dintre noi biruință. Pentru că ceea ce spune Dumnezeu se împlinește întotdeauna. Ceea ce faci la porunca lui Dumnezeu înseamnă ascultare. Și atunci omul lui Dumnezeu vine și spune o vorbă care a rămas și este celebră pentru fiecare dintre noi. Ascultarea face sau prețuiește mai mult decât jertfa sau jertfele. Orice crezi că jertfești pentru Dumnezeu, orice crezi că faci pentru Dumnezeu și trece dincolo de voia lui Dumnezeu, de ceea ce îți cere Dumnezeu, de ceea ce vrea să facă Dumnezeu pentru tine, este neascultare și va fi pedepsit și nu răsplătit. Și s-ar putea să te trezești că vii înaintea lui Dumnezeu cu mâinile goale. Vreau să vă spun un lucru și să înțelegeți în dimineața asta. Dumnezeu a făcut o minune pentru ucenici. Le-a spus, aruncați mreaja în partea dreaptă.
Și unii oameni astăzi pun așa de mare valoare și accent pe partea dreaptă. Așa de mult au devenit oamenii, partea dreaptă înseamnă biruință. Oh, și vin cu tot felul de teorii. Dar știți ce e important? Când Dumnezeu spune partea dreaptă, e biruință nu pentru că e partea dreaptă, ci pentru că spune Dumnezeu. Când Dumnezeu spune partea stângă, chiar dacă pentru unii stânga nu înseamnă noroc, când Dumnezeu spune ceva, aia ia ființă pentru că Dumnezeu spune. Când Dumnezeu poruncește ce poruncește Dumnezeu, ia ființă. Și ce exemplu mai concludent este decât cartea Genezei, unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa de clar că Dumnezeu a spus și a fost. A zis Dumnezeu cu suflarea aceasta a gurii și ce a spus Dumnezeu a luat ființă. Și n-a făcut Dumnezeu altceva decât cu suflarea gurii lui să sufle în nările unui manechin, unei forme de lut și să sufle Dumnezeu suflare de viață și lutul acela să prindă viață, pentru că tot ceea ce face Dumnezeu e binecuvântare. Tot ceea ce spune Dumnezeu înseamnă biruință. Tot ceea ce rostește Dumnezeu înseamnă viață. Tot ceea ce faci prin voia lui Dumnezeu înseamnă că nu-i mâna goală, ci mâna plină. Ai ceva pentru că îi rămâi credincios lui Dumnezeu. Și în dimineața asta, în ziua asta, vreau să ne uităm în viața noastră, în inima noastră și să înțelegem că Dumnezeu este acela care ne cheamă să ne recunoaștem falimentele noastre, neputințele noastre, neascultarea noastră, păcatele noastre, greșelile noastre. Pentru că scopul și rostul acestor lucruri nu este acela de a arăta că oamenii sunt păcătoși, nu. Asta o știm și o cunoaștem. Și scopul acestei întâmplări, acestui eveniment din viața ucenicilor a fost acela ca fiecare dintre ei să recunoască că fără Dumnezeu, fără voia lui Dumnezeu, fără ascultare, fără supunere, fără a-i rămâne credincios lui Dumnezeu, nu numai lucrurile alea mari, ci în alea cele mai mici și cele mai neînsemnate. Dacă nu ești credincios lui Dumnezeu, nu vei avea biruință. Amin? Dar asta știți ce înseamnă? Asta nu e o binecuvântare. Asta e de fapt o confirmare a unui adevăr spus de Dumnezeu. Asta înseamnă să înțelegi că dacă nu ești credincios lui Dumnezeu, tu astăzi ai realizat și spui de bunăvoie că asta e pedeapsa lui Dumnezeu pentru tine. Că fără Dumnezeu nu poți să construiești nimic. Fără Dumnezeu nu poți să ai biruință. Fără Dumnezeu nu poți să ai viitor. Fără Dumnezeu nu poți să ai viață. Fără Dumnezeu vei falimenta. Fără Dumnezeu nu poți sluji. Slujești oricui, dar numai Lui nu. Că ai sluji lui Dumnezeu înseamnă, prin excelență, ca în toate lucrurile, Dumnezeu să fie pe locul întâi. Fie că e vorba de viața ta, fie că e vorba de familia ta, fie că e vorba de planurile tale, de principiile tale, de timpul tău, de viitorul tău, în toate Dumnezeu trebuie să fie pe primul loc. Asta înseamnă să înțelegi și să recunoști că uneori vor fi probleme, vor fi încercări, vor fi ispite cu care te vei lupta. Asta înseamnă să înțelegi și să recunoști că uneori vei falimenta, că uneori te vei depărta de Dumnezeu, că uneori vei fi neascultător și nesupus, că uneori vei asculta mai mult de șoapta celui rău decât de voia și de planul lui Dumnezeu. Dar asta înseamnă tot la fel de bine, că Dumnezeu îți iese înainte și îți mai dă o șansă. Că Dumnezeu vine și întotdeauna va avea pregătit pentru tine o soluție. Atâta timp cât ești în viață și pe pământul acesta, nu contează cât de mult te-ai depărtat de Dumnezeu. Atâta timp cât îți dorești, cât vrei să-L vezi pe Dumnezeu, cât cauți fața lui Dumnezeu, cât îl dorești pe El în viața ta și vrei să schimbi viața și vrei să-ți transformi viața și înțelegi că uneori mai sunt ispite și te mai uiți la trecutul tău. Dar vine Dumnezeu și îți vorbește la nivelul minții, că ai fost pescar, că ai făcut lucruri rele și greșite altădată, că ai fost un om rău, ai fost un om păcătos. Dar când te-ai schimbat, când ai ales să-L lași pe Dumnezeu să sfințească viața, tu ai spus un da pentru Dumnezeu. Și nu contează falimentul, nu contează eșecurile tale, nu contează cât de mult te-ai depărtat de Dumnezeu, nu contează unde ești pe marea vieții, nu contează ce s-a întâmplat cu slujirea ta. Când îl cauți pe Dumnezeu, când dorești să-L vezi pe Dumnezeu, când îl lași pe Dumnezeu să-ți vorbească, Dumnezeu întotdeauna răspunde, Dumnezeu întotdeauna îți iese înainte, Dumnezeu întotdeauna îți oferă o soluție, Dumnezeu întotdeauna e gata să te primească.
că e Dumnezeu și e suveran. Apoi nu știu de câte ori o să o facă, că asta e voia și planul Lui. Însă în această dimineață, uitându-ne la cuvântul lui Dumnezeu, în cursa aceasta numită viață, Dumnezeu îți iese înainte. Dumnezeu îți ți-a vorbit în dimineața asta despre provocările Lui. Ți-a arătat care sunt piedicile, uneori care sunt lacunele, uneori care sunt lucrurile cu care te-ai confruntat, te confrunți sau poate te vei confrunta, ca să nu cazi, ca să nu ți îndrepți privirea mai mult în jos, ci să privești mai mult în sus spre El și spre cer și să înțelegi că în lumea asta suntem trecători. Să înțelegem că viața asta e trecătoare, dar mai mult decât atât, împărăția Lui este veșnică. Și biserica Lui, din care eu și dumneata faci parte, este poporul lui Dumnezeu. Și nu contează cât sunt de mari ispitele și încercările, ci contează cât de mult și cât de mare e Dumnezeu în viața ta. Și contează dacă Dumnezeu îți conduce viața. Și contează dacă te lași la îndemâna lui Dumnezeu. Că încercări vin și vor veni. Nu va fi zi, nu va fi clipă în care să fii scutit. Nu, noi ca și copii ai lui Dumnezeu, tot timpul în slujirea noastră vor veni lucruri care să nu facă altceva decât să te bombardeze. Și Biblia vorbește clar despre lucrul acesta, însă în această zi, uitându-ne la cuvântul lui Dumnezeu, vrem să vedem puterea lui Dumnezeu care este mare. Vrem să-L vedem pe Dumnezeu, acela care a schimbat și schimbă vieți. Acela care a ales din oamenii aceștia neînsemnați să facă niște slujitori devotați, niște oameni care peste viacuri să fie și să rămână ca mărturie. Că nu contează, îți vei aduce aminte tot timpul de lucrurile de unde te-a scos Domnul Iisus Hristos. Însă nu asta va fi important, ci important trebuie să fie clipa și momentul în care te-ai întâlnit cu Dumnezeu, în care pe marea vieții tale, în care în momentele grele și de cum până n-ai fost singur acolo, ci Dumnezeu ți-a ieșit înainte, Dumnezeu ți-a vorbit, Dumnezeu ți-a oferit o soluție, Dumnezeu ți-a mai dat o șansă, Dumnezeu aduce speranță, Dumnezeu îți vindecă inima, Dumnezeu îți ridică povara, Dumnezeu este acela care îți iartă tot trecutul tău. Dar nu știu de câte ori o va face, nu știu că la unii Dumnezeu a oferit a doua șansă, la alții niciodată. Uitați-vă la Petru și la Iuda, pentru unul Dumnezeu a oferit o șansă, celălalt n-a vrut să mai profite de ea. Pentru fiecare dintre noi, dragostea lui Dumnezeu se manifestă în fiecare zi. Bunătatea, îndemnul, chemarea lui Dumnezeu, strigarea lui Dumnezeu la pocăință, la slujire, la o viață sfântă în fiecare zi și la o trăire după voia lui Dumnezeu. Dar știți ce e important? Nu toți ascultă asta. Nu la toți le place pocăința. Nu la toți le place părtășia cu Dumnezeu. Nu toți îl caută pe Dumnezeu. Pentru că sunt uneori șoaptele celui rău mai dulci și mai plăcute decât vocea și voia lui Dumnezeu. Că uneori oamenii ascultă mai repede la un sfat, la un îndemn din ăsta, du-te la pescuit, du-te departe de Dumnezeu, fă orice altceva, numai să nu stai, să n-aștepți, să nu cauți fața Domnului, să nu fii în părtășie cu Sfinții lui Dumnezeu. În dimineața asta vă invit să fim gata să ne ridicăm împreună și să facem o rugăciune în care să venim înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem așa: Doamne, îți mulțumesc că m-ai mântuit, îți mulțumesc că m-ai răscumpărat, îți mulțumesc că m-ai ales să fiu copilul tău, să fiu împreună cu Petru, cu Ioan, cu Toma, cu Natanael, să fiu parte a poporului tău, din turma ta. Însă mă rog mai mult ca oricând în această dimineață, Doamne, întărește sufletul meu, Doamne, luminează ființa mea. Indiferent care sunt lucrurile care m-au făcut să am un eșec, să am poate faliment în viața mea, indiferent de care sunt ispitele de care am fost biruit, indiferent de lucrurile de care în timpul acesta, Doamne, mă lupt cu ele și recunoaște înaintea lui Dumnezeu lupta pe care o ai la nivelul minții. Că poate o vorbă rea, poate un gând rău, poate o stare de neiertare, că n-ai putut să ierți, că n-ai putut să iubești pe fratele tău, că n-ai putut să accepți, că n-ai fost gata să-ți deschizi inima și uneori poate ți s-a părut că Dumnezeu e nedrept față de tine, că Dumnezeu a greșit în ceea ce a îngăduit în viața ta, dar Dumnezeu niciodată nu greșește. Dumnezeu niciodată nu întârzie, întotdeauna vine la timpul și la momentul nu potrivit, ci la timpul perfect și hotărât de El.
Și că în dimineața asta ești în viață și aici în casa lui Dumnezeu, pentru că nu că te-a iubit Dumnezeu, ci te iubește cu o dragoste nespus de mare. Și că ești în viață și pe pământul acesta, că Dumnezeu ți-a mai dat o șansă. O șansă nu să arăți cine ești, nu ce poți, ci să arăți că Dumnezeu este acela care te-a iubit și că Dumnezeu te vrea cu dragoste și cu gelozie pentru El. O dimineață în care să-ți verși inima înaintea lui Dumnezeu, să-ți recunoști starea ta, să-ți recunoști păcatele și căderile tale și să recunoști că ai nevoie mai mult ca oricând de Dumnezeu. Să-L slujești pe Dumnezeu, să te lumineze Dumnezeu și Duhul Său cel Sfânt să-ți conducă pașii și viață și Duhul Său cel Sfânt să te întărească și să te împuternicească și când trebuie să aștepți, Duhul lui Dumnezeu îți va da putere să aștepți și când trebuie să mergi, Dumnezeu îți va da putere să și mergi și când trebuie să vorbești, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îți va da putere să și mergi și îți va da Dumnezeu putere să faci ceea ce trebuie, să fii sare și lumină și să fii în toate lucrurile un credincios devotat și un sfânt al lui Dumnezeu, dar pentru toate acestea trebuie să te întâlnești cu Dumnezeu, trebuie să existe o întâlnire autentică cu Dumnezeu și mai mult decât atât, nu o întâlnire pe care să o fi avut odată în viața ta, ci o întâlnire în fiecare zi, o întâlnire clipă de clipă, tu și Dumnezeu să stați de vorbă, tu și Dumnezeu să cauți călăuzirea lui Dumnezeu, să cauți fața lui Dumnezeu, să cauți voia Lui, să cauți să trăiești și să fii pregătit și mai mult decât atât să spunem în această zi, Doamne, ajută-mă în fiecare zi să mă pregătesc să mă întâlnesc cu Tine, să mă pregătesc să stau într-o zi cu Tine în împărăția Ta și pe pământul acesta, în umblarea aceasta, să fiu mai mult decât biruitori împotriva tuturor lucrurilor. Mărit să fie Domnul! Venim înaintea Domnului în rugăciune. Mărit și binecuvântat să fie.
Lăudați să fie Dumnezeul nostru. Cimnat în cuvântul Domnului care răspunde nevoilor noastre fiecăruia. Cei care ne vorbește pe cuvântul cel sfânt și ne încurajează să mergem mai departe, căci cu El va fi bine, cu El este bine. Și cu El, întotdeauna, vom avea parte de binecuvântări nespuse. Lăudați să fie Domnul nostru. Ocupați locul pentru câteva momente. Dragii mei, îi mulțumim pentru harul Său pe care ne-a dat să fim în casa Sa. Mulțumim pentru dumneavoastră că ați venit în casa Domnului să lăudați pe Dumnezeu, să vă închinați Domnului, să fim părtași acestei mari bucurii. Hristos este prezent în mijlocul nostru prin Duhul Său cel Sfânt. De aceea vrem și după masă de ora 18, de ora 6, să ne întâlnim din nou în casa Domnului. Din nou plin de bucurie, plin de entuziasm, că aceasta este prezent Mântuitorul nostru. Și să avem părtășie cu El, cu Tatăl și cu Duhul Sfânt împreună cu toți. Și El este Cel care va vorbi prin cuvântul Său din nou. Este Cel care va cerceta inimile noastre prin cântare și prin cuvântul Său cel Sfânt. De aceea vă invit pe toți. Haideți din nou la casa Domnului din seara de la ora 18. Apoi, cu ajutorul Domnului, marți de la ora 18, ora 6, ne vom întâlni din nou la curs. Cine sunt Hristos, cei care s-au înscris, cei care vor să se înscrie sau vor să vină mai departe, în continuare, sunteți bineveniți. Cu ajutorul Domnului, miercuri, joi, ne vom vedea din nou la casa Domnului, ședință la Orșova, la Tabor. Apoi, cu ajutorul Domnului, duminică din nou ne vom revedea în casa Domnului. Dragii mei, frate, să nu uităm să ne rugăm Domnului pentru proiectul de 10.000 de Biblii. Să ne rugăm Domnului pentru această misiune care o vom avea în toate bisericile pe care le slujim în luna iunie. Ca Domnul să aducă oameni la mântuire, Domnul să cerceteze și în Orșova, și în Eșelnița, și în Bălcescu, și în Vânju, și în Oprișor, și în Vrata, și în Stănești. Domnul să fie Cel care să atingă oameni. Iar cuvântul care vom dărui fiecăruia să fie acel cuvânt benefic. Oamenii să nu dea la o parte cuvântul Domnului, ci să-L primească în inimile lor. Atât cuvântul și pe Iisus Hristos ca Domn și ca Mântuitor. Ne rugăm Domnul și pentru proiectul orfelinatului, ca Domnul să sprijinească această lucrare, să ajute să lucrăm la bun sfârșit, să ne păzească pe cei care lucrăm acolo de orice primejde, de orice accident. Iar Domnul să fie proslăvit în toate lucrurile. Dragii mei, Domnul să vă întrească mai departe. Domnul să vă vedeze pe toți, pe dumneavoastră, pe cei mici, pe cei mari. Și acum spune Psalmistul, fiți binecuvântați de Domnul, care a făcut cerul și pământul. Amin. Domnul să binecuvânteze. După masă plăcută și poftă bună.